În municipiul Giurgiu, lucrările de modernizare și reabilitare continuă în mai multe zone din oraș, fiind deschise șantiere. Potrivit primăriei municipiului Giurgiu, pe bulevardul Miron Nicolescu, pe tronsonul de drum cuprins între strada 1 decembrie și strada Vaporului, constructorul Mida Drum Construct a finalizat așternerea primului strat de mixtură asfaltică. De asemenea, marți 2 mai au fost demarate lucrările și pe bulevardul CFR. Lucrările de modernizare și reabilitare continuă în municipiul Giurgiu și, începând cu data de 2 mai, și pe bulevardul CFR au început lucrările, prima etapă vizând frezarea stratului de asfalt deja existent, operațiune care nu implică închiderea totală a traficului rutier. De asemenea, tot pe data de 2 mai, pe bulevardul 1907, a fost turnat primul strat de mixtură asfaltică. Lucrările vor continua, conform programului, pe bulevardul CFR, cu spargerea betonului existent și excavații până la cota prevăzută în documentația tehnică. În aceeași perioadă, pe strada Gării, sunt realizate lucrări de montare a pavelelor, la fel ca pe șoseaua Bălănoaiei. De asemenea, primăria municipiului Giurgiu a anunțat săptămâna trecută și faptul că pe strada Ramadan, constructorul a lucrat pentru montarea bordurilor și a căminelor, dar și pentru montarea unei țevi de protecție fibro-optică aferentă SMT.